Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici două Silver Chest cu 145 de gold, Hell Spirit și Goblins. Și următorul are 150 de gold, două Hell Spirit și Barbarians. Ok, băi, prin chat n-avem nimic. Hai să facem aici un trade cu două cărți pe care le avem deja maxate. Să ne luăm 500 de Star Points. Mai avem aici un Free Chest care are 107 gold, 2 gemuri, Skeletons și Darts Goblin. Și mai avem o epică. Este vorba de un Dark Prince. Ok. Bun. Și haideți să jucăm la turnament. Vedem că a început turnamentul din sezonul curent și hai să vedem cum ne descurcăm în aceste meciuri. Uite, vedem că am picat cu un adversar de level 8. Asta ar trebui să fie un avantaj pentru noi. Sau ar putea să nu fie. Ok, am pus aici Tesla. O să punem acum arcașele undeva mai în spate. Nu știu, chiar aici de tot în spate. Ok. Da, punem și Valkyra. Și vom da un freeze pe aceste trupe. Scăpăm de acel P.E.K.K.A. mare. Am scăpat și de Ice, scăpăm și de Magical Archer și să vedem dacă reușește mini P.E.K.K.A. să dea un hit pe turn. Nu reușește. Avem acolo Valkyra și două arcașe care trag în turn. Ajunge și Hog-ul și a luat fața acelor arcașe astfel încât reușim să doborâm turnul. Scăpăm și de acel Hunter. Și ne ocupăm din nou de apărare. Hai să punem o Tesla aici, în centru. Și voi pune și Valkyra pe pod acolo. Așteptăm din nou să fim cu elixirul pe full, după care probabil vom încerca un nou atac. Dacă nu ne va apăra. Dacă nu ne va ataca el. Și ne vom apăra. Bun. Hai să punem arcașele pe partea, tot pe partea stângă. Ok, a dat acolo un fireball. Punem mini P.E.K.K.A. Și cred că vom încerca un atac pe partea dreaptă. Hai să vedem. Punem Hog-ul. O să dau un... Nu o să dăm prieros. O să ne apărăm de balon. Ok, scăpăm de Hunter. Doborăm și turnul, cred. Nu? Ok. Nu doborăm turnul. Eram destul de aproape dacă n-ar fi pus acel Skarmie acolo. Hai să trimitem și arcașele. Da, păi, oricum nu contează numărul de trofee. Important e doar să obținem victoria. Deși, dacă mai țineți minte, au fost câteva challenge-uri la un moment dat, cred că a trecut mult timp de atunci, în care trebuia să strângi crown-uri, nu victorii. Hai să dăm un arrows pe acei skeletons. Da, și mai sunt doar 10 secunde din match, practic victoria e ca și obținută. Și ia să vedem, 4, 3, 2, 1 și final de match. Ok, hai să vedem ce reward avem. Aici avem două tipuri de reward-uri. Un reward free, adică acest common topic, trade token, și cele pe care le putem cumpăra cu 500 de gemuri, în funcție de câte reușim să strângem. Și una, două, 30.000, 40.000, da, putem strânge mult gold, plus câteva chesturi bune. Hai să mai facem un trade aici, tot cu două maxate. Și ne luăm 250 de gold, de Star Points. Și hai să continuăm cu următorul match. Să vedem cum ne descurcăm în acesta. Punem Valkyra undeva în spatele turnului, după care vom trimite mini P.E.K.K.A. Vedem, a pus un Ice Wizard acolo.
Da, e ok cu Minipeka și vom pune probabil și arcașele undeva pe aici, aici să trag în acel... Ah, din păcate nu a reușit să distrugă acel... De fapt a fost turnul care trăgea în Minipeka. N-am pus frizul și pe el. Ok. În început, slăbuț, să zicem așa. Dar hai să ne concentrăm pe apărare. Am trimis un healer acolo. O să punem Valkyra. Imediat ce va intra în aria turnului. Și să punem Valkyra aici. Scăpăm de healer. Și să punem aici arcașele și o să pun Minipeka pe să scape de cei doi de cele două trupe. Ok, păcălim un pic dragonul cu acel hog și reușim chiar să scăpăm de dragon, de baby dragon. Hai să vedem cum ne descurcăm cu acest atac. Ajunge acolo Valkyra, dar da, din păcate trage acel Ice Wizard în ea. Nu ne mai punem frizul pe el. Folosim în schimb arcașele să ne apărăm. Și hai să vedem dacă reușim să-l păcălim să nu tragă în turn. Da, am reușit. Ok, și jocul e din nou echilibrat. Scorul în principal. Am dat acolo o rachetă, deși n-ar fi trebuit. Am propădit 6 elixiri pentru un bomber care costă doar 3. Ok, și vine atacul lui. Atacul lui de care trebuie să ne apărăm foarte bine. Să dăm aici un friz. Să pun arcașele. Mai dăm un arrow. Scăpăm de unul din healeri. Trebuie să scăpăm și de-al doilea acum. Să pun și Tesla aici. Punem două arcașe, mi se pare că are Eros, dar nu contează. Ok, și ne luăm acum un boost de elixir. Și trimitem hog-ul, care ar trebui să se descurce acolo. Măcar cu un hit pe turn. Da, nu reușește. Nu reușește și suntem la level 9, ceea ce înseamnă că ne trebuie cam două rachete să fim siguri de reușită. Hai să punem din nou arcașele. Trimit din nou focul și vom da aici un freeze. Va pune, da, mă așteptam să pună acel tornado acolo. Bun, dăm o rachetă și ar trebui să obținem victoria. Da, și reușim să obținem și a doua victorie din turnament. O victorie care ne duce către următorul reward și este vorba de 1000 de gold. Bun. Hai să dăm încă un match. Ar fi foarte tare să obținem 3 victorii pe linie. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați butonul de like. Bun, hai să vedem cum ne apărăm de acest Giant. Wow, și are și un Sparky. Ah, n-am prins și turnul cu acel rachet. Ah, important e că scăpăm aici cu bine de acest bomber. Și așteptăm să vedem care e următoarea lui mutare. Pus Giant-ul. Pus și un execuționer acolo. O să punem arcașele aici. Da, scăpăm de execuționer, scăpăm și de Giant și avem un push destul de bun cu Valkyra și două arcașe. Dar are Barbarians. Hai să vedem cum ne descurcăm cu acest atac. Pus din nou Barbarians și nu prea avem cum să-i oprim acolo.
s-au întors doi dintre ei spre acel hog și reușim să scăpăm cu bine din acest atac. Și ieșim chiar cu bine din meci până la acest moment. Am reușit să-i dăm ceva de meci pe turnul din dreapta. Chiar un Sparky. Probabil va pune Giant Skeleton aici în fața Sparky-ului. Da, sau un Giant. Pe care încercăm să-l rezolvăm cu arcașele. Da, o să ne luăm un pic de damage acolo. Da, încă suntem bine. Hai acum să atacăm pe ambele părți, să vedem cum va alege să apere. Ok, practic ne dă turnul din dreapta. Nu ne-l dă. Ok, o să pun mini P.K. pe Giant. Punem aici arcașele și o să punem și Valkyra. Ok, o să trimit acum Hog-ul. Păi, și are un deck chiar bun. Recunosc chestia asta. Hai să vedem aici cum ne apărăm. O să punem și Tesla și va trebui să punem și arcașele undeva pe... și ne ia turnul din stânga și reușește să ne bată. Da, a avut un deck foarte bun. Cel puțin... Counter pe deck-ul meu a fost excelent. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!